Am ajuns într-un deficit foarte mare uh, și mai mult de atât ne împrumutăm foarte, foarte mult. Uh, cum facem ca pe viitor să reușim să reducem din uh, acest deficit? Uh, da, uh, ați făcut legătura cu perioada în care am fost premier. În 2018 am avut deficit de 3%, în octombrie 2019 deficitul pe care l-a avut guvernul PSD a fost de 2,8%. Deci nu am de depășit deficitul. Mulți spun 2019 deficit 4,5%. Deci lucru care a creat îngrijorare, este real. Dar din 4 noiembrie până la sfârșitul decembrie au fost făcute plăți care nu erau necesare, nu erau erau oportune și care au dus la mărirea acestui deficit. Și aș da un exemplu: plata către frații Micula pe, pentru un proces care nu era finalizat. Lucru pe care l-am realizat mai târziu, când instanța a dat câștig de cauză statului român. Bine, lucrurile sunt un pic diferite. Atunci aveam un program de guvernare, urmăream obiectivele din programul de guvernare. Un program de guvernare care a fost realizat într-un procent de 80%. Cu timpul, am văzut că au intervenit noi crize, vorbesc de crize din domeniul sănătății, COVID-19, criza energetică și, nu în ultimul rând, războiul din Ucraina. Ei bine, toate aceste lucruri impun decizii imediate, pentru că tot ceea ce lăsăm, să curgă și nu luăm decizii, pot, se pot amplifica. Uh, trebuie să venim cu lucruri clare care să fie în sprijinul României și să avem o putere de negociere mult mai mare atât la Bruxelles cât și uh, cu celelalte uh, state cu care avem, uh, avem relații economice.